Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de FS18. Dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să vă uitați la tot episodul, pentru că la fiecare o să vă dau câte un sfat, o să vă întreb ceva, o să vă mai spun ceva și cam da. Și astăzi vreau să fac două episoade, dacă am timp, pentru că ieri n-am postat. Dar în fine, să trecem la episod. Totuși, cum v-am promis, o să recoltăm. Aveam aici combina noastră. Dacă avem timp din episod, poate o să și balotăm cu asta. Bun, deci aici gata primul rând. Acum următorul rând. Și dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai continua cu această serie. Mă rog, dacă o să fie o serie. Poate ăsta o să fie un episod de fese sau dacă vreți, stați, am ratat aici puțin. Dacă vreți, o să fie pe ziua asta două episoade de FS, ori un episod de FS 18 și un episod de Granny. Voi scrieți în comentarii, o să aștept părerile voastre. Hai să deocamdată nu s-a făcut. Dar nu-i problemă că o să putem aștepta până se face. Bineînțeles, nu o să dureze mult. Bun, deci, acum, da, după episodul ăsta de peste, dacă vreți, să spuneți dacă vreți Granny, sau dacă mai vreți un episod de peste, depinde, cum v-am zis, s-a și făcut, trebuie să aici, imediat trebuie să golez, coborâm header-ul, pornim și... mergem la urmă. Mă rog, la recoltat. Pe câmpul ăsta. Mă pot și angaja acum dacă vreau. Dar... hai că s-a umplut. O să angajez deocamdată până când. Venim cu tractorul. Ca să golim aici. Mergem încet, nu ne grăbește nimeni. Și hai că se basculează. Să vedem cât se face bine. 60% ca bine. Bun, deci o să mă duc acum să vând asta. Unde e cel mai bun preț? O să duc ăsta momentan. Îl ducem aici la silos ca să facem și noi mai mult silos. Na, știți voi la ce mă refer? Bun, acum dăm pe combine, facem noi singur treaba. Să nu punem pe alții să ne facă. Mai avem, cred că două rânduri sau unul. Și putem mere pe următorul câmp. Următorul e normal, așa că... dar, în fine... bun, de pe aici va trebui să mai facem un cobor încolo. Dar nu-i problemă. Că e mare combina și putem. Aveți și canalele la Răzvan și Sebi și al lui Denis în descriere. Dacă vrei să uita și la ei. Răzvan cu Sebi fac niște episoade super tari. Bineînțeles și Denis face. Normal că e vărul meu. Acum merem pe următorul câmp. Tractorul se reîntoarce, uite-l că se reîntoarce.
Vedeți aici punctulețul ăsta? Cum amere în ca să nu se strice cumva. Acolo nu a crescut încă. La fix. Hai să vină cât mai repede, că aproape sunt plin. Următorul rând e și plin deja. Tractorul ar trebui să fie ajuns deja. Pa, chiar angajăm până hai că au venit. Acum călcăm puțin greul, n-are nimica. Bun, mai iar basculăm. O să merem de data asta să golim. Aici undeva golim aici. Dacă nu știu să mă uit. Hai, dă un preț bunicel, zice. Merem. Bun, aici o să fie mai apropiat și de amul după aici. N-a să mai pierd vremea. Hai că s-o apucat, o pastați. Bun, se golește, se umple suma de bani. Crește suma de bani, de fapt. Avem 699.000. Bun, ne mutăm înapoi pe combinul. Facem aici manevra noastră. Bun. Și gata. Următorul rând o să urmeze. Stați așa că vreau să iau și bucata aia care mi-a scăpat. Episodul de Granny poate sau de FS iar o să postăm după ce voi părerile voastre în comentarii. Bun, acum asta va fi ultimul rând. După aia merem la următorul câmp. Pentru că da. Merem și pe următorul ca să terminăm aici cu munca și gata. Vedem că s-a făcut. O luăm frumos aici pe drum. Merem și vedeți că am și ajuns deja. Deocamdată mă duc să angajez. Să mai lucreze până aduc eu tractorul. Nu asta, nici asta. Nici asta. Aici. Întoarcem. Și merem frumos. Trăzită. E liber. Fără stres. Cum să întorc și mă duc. M-a dus să-l golez din mers. Veți vedea voi cum o să fac. Deci mergeți așa, vă luați o anumită viteză. Cam așa, ceva să țineți ritmul. Mai e ceva de golit? Nu, nu mai e nimic. Merem să golim asta. Ia să dau mașina. Merem acum golim și ne întoarcem. Bun, deci deocamdată îmi pare rău să vă spun, dar nu o să apucăm să balotăm. Poate în episodul următor. O să balotăm.
Dacă vreți, următorul episod de fețe, dacă nu, facem cu Granny. Ah, m-a lovit de mașina de Apple. Hai. Hai să nu... strice. Venim, îl mai golim o tură. Nu știu, îmi place să mă plin cu tractorul. Bun, asta este bun. Aici e shop-ul de animale, dacă nu știați. De acolo puteți să vă luați animale. Puteți să vă luați porci, vaci și oi. Atâta. Eu, deocamdată, astea sunt disponibile. 726 de mini. Hai cu aproape am făcut 1.000.000. Mă dau de mașină. Cu combina asta o să punem automat, se ducă la fermă, o să vă și arăt. Fac, cred că v-am arătat episodul trecut. Nu știu. Azi să-i facem loc aici. Merem să golim iară din mers. Până când ajungem la capăt. Bun, cam atât. Întoarcem noi aici. Așa. Dezgățăm, bineînțeles, ca să putem. Când dezgățați, o să aveți direct căruciorul făcut, deci nu va trebui să apăsați cine știe ce buton, pentru că e pe mobil. Adică dacă ar fi pe calculator, știți voi cum ar trebui. Acum, deci ca să-l puneți să se ducă singur la fermă, dați pe harta asta, dați pe volan și după aia apăsați click unde vreți să se ducă. Adică eu am apăsat aici, aici combina se va duce. Înțelegeți? Bun, deocamdată o să golesc ăsta, îl duc la fermă și vom încheia aici episodul. Pentru că filmăm de 12 minute. Așa, merem să-l ducem. Bun, deci cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!